Bine Cișovski, care încearcă lansarea lui Gigel Bucur. Bucur preia încă o dată pe piept, strânge la timp Blake, care protestează pentru un eventual offside al lui Bucur. Acum iese la offside Cișovski și pasa în adâncime a lui Boștină către Cristea. Nu reușește mă paps. Staricanul încearcă pătrunderea. Pasează bine la Caramian. Caramian a avut două mari șanse de gol în prima repriză. Minge care ricoșează la Maghera. Cehaul încearcă un șut de la distanță. Minge ajunge la Bucur. Blains sare peste minusculul Gigel. De suferit. Gabi Tamaș a scos din apă. Frumos, Adrian Cristea a încercat să-l depășească pe Ciprian Petre. S-a apărat însă bine la această fază echipa lui Sabău, care reușește din nou să recupereze în jumătatea lui Dinamo. Poate, de fapt nu poate, cu siguranță este un pic ciudat, Alin, să-i vedem pe dinamoviști în negru. I-am mai văzut în galben-negru în edițiile trecute de campionat, era al treilea echipă. La o agresivitate sporită a echipei lui Mircea Rednic, iată însă că bistrițenii sunt cei care parcă vor mai mult, cel puțin până acum. Suntem în minutul 7, Dinamo pleacă pe contrata. Comince pentru Florin Bratu, excelent blocat Bratu. Nu m-am mirat când am văzut ce jucători străini au ajuns la Gloria Buzău, de exemplu. Senzația mea e că Neajan se lasă păcălit doar atunci când vrea să se lase. Play respinge din fața lui Casian Miclăuș. Adrian Cristea, cu poziție foarte retrasă. Marius Nicolae caută pe Bratu, se duce singur, pliniț, aproape 29 pe care îi va face în ianuarie, continuă să alerge ca la 20. Da, dar parcă uneori Bratu se bazează exclusiv pe viteză. Ăsta-i jocul, asta-i convine lui, lansarea în adâncime. El nu e un jucător de atac pozițional, așa cum a fost introdus, de exemplu, în echipa națională. Pentru Coroian iese bine Julio Cezar și respinge până la Ropotan. Panică în defensiva lui Dinamo Alin. Sunt momentele următoare golului. Blei respinge acolo. Acum mi-a venit un minte, un meci și rămâne întins pe gazon. Coroian pentru Diogo, într-o poziție bună, brazilianul încearcă să preia pe lângă George Blei. Puternică, însă nu a avut această șansă până acum decât progresul l-a ofertat în urmă cu două sezoane. 4 ani, în septembrie. Nici la Vazului n-a strălucit. Dinamo a câștigat în minutul 92 cu acel gol al lui Bratu. A înscris și Dănciulescu atunci, dar aceasta este valoarea din Brejniac. Brejniac combina cu Bratu, călcâie al lui Bratu. Brejniac la limita osaltului. Bâlbă combina cu slovenul. Brejniac este singur, nu intervine de această dată. Blei și se scoate Blei cu această intervenție după ce a greșit acum 2 minute când l-a pus într-o poziție foarte bună pe al lui Berșnea cu călcâiul. Tot el a alergat Berșnea acolo. Nu a reușit, a recuperat Nicolae pentru Dinamo și pentru moment. Acum același sfârlea în stânga este Peșnic. Julio Cezar îl blochează acolo, riscă brazilianul. E adevărat că erau doi jucători ai Iașiului undeva în afara careului. Ce așteptau oare acolo? Pentru că și dacă ar fi trecut greu, nu reușesc ieșenii să alege mai mult de 2-3 pase. Acum încearcă pasa decisivă, dar se apără foarte bine Play. Sigur, mi s-a părut cam nesigur Goian. Ei joacă foarte rar și repet, a făcut Dinamo în primele 8 etape. Ionase și Pena, fotbaliștii pe care Petre Grigoraș se bazează în faza ofensivă, aceeași apărare avansată a dinamoviștilor ca și în precedentele meciuri disputate pe teren propriu. Play în fața lui Lobonț, se complică acolo fundașul dreapta al dinamoviștilor, dar în cele din urmă reușește să scoată până această fază. Se mută jocul acum la cealaltă poartă, oarecum, sigur. Ei trimit mingea la mijlocul terenului unde apare Tamaș și evident surprinsă defensiva Galațiului. Sergiu Costin rezolvă excelent această fază. Se mută jocul acum la cealaltă poartă, oarecum, sigur, din Play mingea poate centra, însă alege varianta unei pase în lateral pentru Vilianti. Iese bine Play. Ganezul Play. Da, excelent a ieșit Play acolo, sigur puțin riscant.
insistă tot el pe aceeași parte, în loc să dea drumul la minge, câștigă apoi în cele din urmă, foarte ușor a câștigat în fața lui Borceanu. Blei pentru Miranda. A gândit bine eficient. E drept, acum au recuperat gălățenii. Însă Dinamo își permite să paseze mai mult. Da, Oțelul este altă echipă față de cea din prima repriză și dinamoviștii n-au nevoie de multe invitații. Blei cu slângul e complicat, astfel că își așează mingea pe dreptul, pasă cu călcâiul pentru Dănciulescu. Dănciulescu se întoarce. Mama șutează el de la distanță și de multe ori o face bine. Chiar și la Cluj a fost singura ocazie a lui Dinamo, practic, la un șut al lui Tama. Și au superioritate gălățenii la această fază. Blei se complică acolo în fața lui Silviu Ilie. Banal. Iată-l pe George Blei, ganezul care a petrecut 9 sezoane în Belgia. O minge aruncată peste apărare, se ridică fanionul la Miranda, care reușise să scape de Chibulcutean, din marcajul lui Chibulcutean. Este într-un clasament all-time al marcatorilor din divizia, mă rog, din Liga 1. A înscris numai puțin de 173 de goluri în 384 de partide jucate pe prima scenă a fotbalului românesc. Un bilanț excelent. Să vedem această fază cu Cristea, blocat în ultima clipă. Popete este cel care... Florin Popete aruncă de la margine. Vasilache pentru Păcurar. Va urma centrarea capitanului pe colțul lung spre Thiago Tremonti. Brazilianul reușește să-i strecoare mingea printre picioarele lui Blei, însă Lajos lasă jocul să continue. Va fi galben acum pentru Oscar Cardoso. S-a ridicat până la urmă de pe bancă. Oricum, ultima schimbare pe care a făcut-o a fost una cu caracter pur ofensiv. Orac, un mijlocaș, este înlocuit cu un vârf. Iar acest Iago nu se mișcă rău, pare să-l domine tehnic pe Blei, care însă recuperează prin experiență. Ați văzut cum a reușit să blocheze și este repunere din șase. O minge care ajunge la Pădurețu. În stânga Mara cere pasa, șutul deviat și Blei încearcă să salveze cornerul. Reușește, minge la Torje, este de termin, apare din linia a doua și iată acum Dinamo prinsă pe contraatac, un 3 contra 3 cu doi jucători foarte iuți ai Stelei, Bogdan Stancu și Semedo, amenințând poarta lui Lobonț. Minge scoasă pentru siguranță în afara terenului de George Blei. Cu intervenția acrobatică a lui Goian. Recoștigă Dinamo la centrul terenului prin Torje. Blei levită pe Stancu și dă o pasă în adâncime pentru Dănciulescu, de aici mai departe pentru Marius Nicolae. Semedo a plecat în dreapta, Bogdan Stancu, minge ajunge la capetanus, foarte bun controlul balonului, dar apoi pasa este greșită. Da, l-a jenat Tamaș atât cât să greșească fotbalistul adus de la AEK Atena. Marius Nicolae înapoi pentru un șut prin forță. Față cu Ghionea, Torje, ce trează pentru Miranda! Respinge Golanski! Ce final de meci aici în șoseaua Ștefan cel Mare. Intrăm în minutul 90, 1-1. Ce face Bănel Nicoliță? Iată, îți spuneam că eram de acord aproape toți. Vestuților a acordat cornerul. Să vedem centrarea lui Andrei Cristea. La respingere niciun fotbalist din Dinamo la 20 de metri de poarta adversă. Poate să fie ceva bun acum. Bară! Ce șansă pentru Dinamo, cea mai mare ocazie, minutul 30. Pasa lui Costin Lazar pentru același Bozovic, excelentă pasa. Nu a reușit să-l păcălească pe Blei, muntenegreanul Bozovic, acum Cristea în Cidatea Craiova, Rapid și apoi Steaua. Lazar, fentă de șut, a strâns foarte bine Blei în centru, la boia. Dinamoviștii sunt pică sprijinii de boia, pe aceeași parte, preferă să intre în centru. Ajunge mingea la boia, lângă Despotovic este Sesinia. Driblingul lui boia, Sesinia, un dribling în fața lui Moți, vine Blei și sufla acest balon lui Sesinia. Excelența regrupat acolo Blei, care trimite acum la poartă. Să recunoaștem, nu s-a mișcat deloc bine în primele 45 de minute și asta în condițiile în care a întâlnit un adversar modest. George Blei acum, centrare bună și nu este gol, dar la semnalizarea asistentului.
meciului, centralul Vlado Zvilokos. Danezul George Clay centrează foarte bine, l-am văzut făcând același lucru și lui cu 2 săptămâni. Este clar, nu știu în ce măsură ne putem raporta la această dublă manșă cu Maltiz de la Hiperbias, nu știu cât de relevantă este evoluția lui Dinamo în pressing-ul Oltenilor, dar Caudini Crescu scapă undeva în partea dreaptă după pasa lui Blei. Ioan așteaptă în centru, în fața lui Niculescu, Ganea înscrie golul 2, fără speranțe. Bornescu din nou în fața lui Ionel Ganea. Ionel Ganea o dublă, prima dublă a lui Ionel Ganea la revenirea sa în divizia, în Liga Antic, cum se numește Bornescu. Play și spațiul său destul de larg undeva în partea dreaptă. Dinamo preferă însă o combinație în preajma centrului terenului. Din nou Ganea! 3-0! Este sinucidere să-l lași pe Ganea atât de liber în careul mic. Vedeți? Vine târziu omul de marcaj lângă Ionel Ganea. Ce meci a făcut astăzi Ganea. Gărel Stoica, un meci slab făcut în schimb de capitanul Universității Craiova, Radu Ștefan. Blei aruncă din nou mingea în careu. Doian, ba, acesta este Denis Șerban care preia, pătrunde, Denis Șerban trece, Denis Șerban, gol Dinamo. Ce gol marchează Denis Șerban în minutul 91. Pentru Blei pintează Denis Șerban, spre 10 mingi, autorul golului de 3 puncte din meciul cu Steaua. O nouă pasă către Blei, centrarea lui George Blei! 1-0 pentru Dinamo, înscrie Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu, un lat cu piciorul drept, care atenție, nu este piciorul său cel mai bun, îl învinge pe Alexandru Marc. Și trebuie să rectific, Marc este... Asta cu gol pentru Claudiu Niculescu, gol Dinamo! Claudiu Niculescu, e adevărat că un rol extrem de important a avut Blei, de la el a plecat această fază, un șut din întoarcere la colțul lung, fără nicio șansă pentru portarul Pantin Limon. Lobonț, încearcă Dinamo să dea replica. Adrian Cristea ceva mai atent, însă la fel de fin. Urcă Blei. Un foul corect. Corect, lumea se supără pe Cristi Balaj. I-a apostrofat. Prelungire vom avea. Rezultatul ca la început, 0-0. Blei. Bună contribuția lui Blei la această acțiune și continuă Blei, dar foarte, foarte bine se repliază Carlos Viazeș. Din nou Poli Timișoara, din nou sprintează Caramian, îl împinge însă pe Blei. Nu a fost Caramian. Clasamentului între Poli Timișoara și Dinamo în acest moment ar arăta astfel: 14 victorii, 8 egaluri de fiecare parte și 7 înfrângeri, 50 de puncte, însă nu este mulțumitor nici pentru o echipă, nici pentru cealaltă. Blei încercând să creeze superioritate. George Blei continuă la are aproape pe Boștină, șutul lui Boștină peste poartă. Balaj Borbei. Și vă reamintim, trimiteți cuvântul BR la numărul de SMS 1260, răspundeți la cele 3 întrebări, puteți câștiga un super telefon mobil, tariful 83 de eurocenți pentru fiecare... Dinamo a dat 300.000 de euro și care este extrem de bine văzut în Ștefan cel Mare, un jucător foarte tehnic. Iată o fază interesantă acum cu Ionel Ganea, centrare pentru Claudiu Niculescu.